Informațiile sunt tot mai diverse, mai ales în mediul online, și parcă vin peste noi. Unele mai interesante, altele mai puțin, altele aduc vești bune, altele nu prea. Un loc de refugiu atunci când vrem să ne deconectăm este cel al cărților. Poeziile sunt poate perfecte pentru acele momente în care avem doar câteva minute și vrem să citim ceva care să ne deconecteze. Poezia este cea mai veche formă literară. Sunt foarte mulți autori care preferă să scrie în versuri. Unul dintre ei este Paulina Popa, o deveancă membra Uniunii Scriitorilor din România. Cred că poezia este, așa cum spunea Eminescu, trandafirul ce crește în potir de aur sufletul frumos. Iată, e natura, este bogăția aurul și este frumusețea spirituală. Eu cred că poezia este totul, nu mai mult decât Dumnezeu. Deși uneori sunt tentată să cred că poezia este Dumnezeu, pentru că mulți scriitori spun poezia va salva lumea. Am avut un interviu eu cu Casian Maria Spiridon, un poet contemporan, care vorbea despre salvarea lumii prin poezie și cred că e foarte real, pentru că dacă omul ar intra cumva în contact cu sensibilitatea poeziei și ar deveni mai bun, ar putea să schimbe mediul, lumea, ar putea să schimbe inclusiv viața socială. Mulți oameni spun că poezia are ceva aparte. Unii dintre ei încă mai citesc, alții, în schimb, spun că timpul nu le mai permite să se delecteze cu versuri. Că mai citiți poezii? La altă era, am citit mai mult, în 15. Mai mult, Eminescu. Ce poezii vă plac cel mai mult? Orice poezie. Beletristică nu-mi place. Când a început Sadoveanu cu Dumbrava Menată și tot, am lăsat-o de pace. La fel cum în facultate ne-au obligat să citim la economie Capitalul și Adidurii. Capitalul am citit 3 pagini și atât de dori că am citit jumate pagină și am dat cu ea de pereți. Dar la poezie ce vă atrage? Descrierile. Cu toate că literatura nu-mi place. Deci, asta, poezie. Mai citiți poezii? Pentru copii. Și pentru copii am cumpărat, cred că și 5 ani de atunci. Și de atunci n-am mai cumpărat, acum vreau să cumpăr, că mă duc chiar la nepoți. Ce vă atrage la poezii? Ca să vă spun, care rimează așa cuvintele pentru ca și copiii să le înțeleagă. Citesc în Biblie. E cel mai important pentru noi, acum pe vremurile astea, tipul ăsta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Fiul Său, Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru noi. Dar poezii? Sufletele. Dar poezii mai citiți? Poezii? Nu, mai citesc poezii. Dar în Biblie citesc, aia contează. Dar poezii de ce nu mai citiți? Din lipsă de timp. Un an și ceva n-am mai citit. De ce n-ați mai citit? Păi eu stau la țară și acolo este foarte, foarte mult de lucru. Da. Și când am timp de-abia cu bucătăria, cu nepoțica mea... Nu, din păcate nu. De ce? Timpul, probabil. De cât timp n-ați mai citit o poezie? Nu știu să vă spun. Dar vă plac poeziile? Da, îmi plac. În ultima vreme nu mai citesc poezii, că nu mai am timp din cauza programului, a facultății și așa mai departe. Dar citeam și îmi plăceau. Ce poeți vă plăceau? Îmi plăcea de Bacovia, îmi plăcea Eminescu, îmi plăceau, nu știu, ăștia clasici ai noștri. Așa. Când ați cumpărat ultima carte de poezii? De mult, o să fiu sinceră că de mult, dar așa proză mai cumpăr. Din moment ce viața e o poezie, am citit, am întrecit, m-am hrănit cu poezia și probabil că aia m-a și ajutat să am părul alb. Scriitoarea Paulina Popa este de părere că nu ar trebui să renunțăm la poezie. Să ne spuneți, vă rugăm, de ce continuați să scrieți poezie? Aceasta este o întrebare la care nu știu să răspund. Știu să răspund doar că fără poezie viața n-ar avea niciun sens și pentru că în fiecare zi mă trezesc în poezie și adorm în poezie.
Sunt peste 50 de ani de când scriu zi de zi poezie. Poezia creează sentimente, trăiri și ridică întrebări.